Nu are importanță. Da. Important este că știm că în momentul în care compune Gheșiții, autorii, propunătorii, pleacă de la niște adevăruri știute. Și atunci am plecat de la asta, 2 la 3, mai bine decât 3 la 2. Și am ridicat-o totul la 11 și mi-a ieșit asta. De acolo am plecat eu. Dar eu putem să o ridic și pe asta, știi la ce putere? Putem să ridic și la 111 și la... Nu, bă, hai să zicem la 7. La 7. Vine 2 la 3 ori 7, 21, mai mic decât 3 la puterea 14. Că am ridicat-o la 7. Iată inegalitate. Iar rămâne temelia. Ia-i șmecheria. Da. Ei, și din asta compunem foarte multe chestii. Dar dacă vrem să le facem mai dificile, nu ridicăm la 11, la 17. După ce am ridicat asta, venim cu unul mai mic aici. Fii atent ce fac George acum. Care ar fi cel mai mic? Mai mic decât ăsta? 2 la 32. 32. Și din coace mai mare cât ar fi? 3 la 23. 3 la 23. Și acum spune. Să se compare. Să se compare. 2 la 32 față de vecinul 3 la 3 la 23. Fantastic, deci. Fantastic asta. Deci să se compare, scrie-le. Da? Să se compare cu cine? Okay. 2 la 32 cu 3 la 23. În fața acestui egășițiu, crede, să se compare 2 la 32 și 3 la 23. 3 la 23. 23. Cred că am făcut cel mai tare egășițiu care l-am făcut în ultima perioadă de eu. Deci, să se compare. Să se compare. 2 la 32 față de vecinul, 3 la 23. Așa cum ni se dă pentru început, dacă m-ar fi oprit cineva pe stradă și mi-ar fi spus, sunteți profesor online? Zic, da, mi se întâmplă așa, să mă sune la telefon și zice, haide să vă întreb o problemă, dacă mă puteți ajuta. Și eu spun, crezi tu că pot face asta? Eu acum, când stau cu rama de albine în mână, n-am nici foaie, n-am nimic, n-am stilou, n-am nimic, n-am pix, n-am nicio șansă. O să arată așa un profesor din București. Și mi-a spus, domnule profesor, vă urmăresc cu foarte mult drag lecțiile dumneavoastră, la 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 la. Dar știți, de mai multă vreme mă chinuie o problemă. Am o problemă de geometrie, așa, și mi-a spus el acolo. Și am zis, dragule, dar eu, crezi tu că pot face treaba asta? Crezi că reușesc? Dă-mi, eu zic, spune-mă, dar știi că ești profesor. Știi că mă poți surprinde cu o problemă și nu să nu pot da răspunsul. Și spre bucuria mea, am putut da răspunsul. Și atunci a fost dublă bucuria, și a lui, și a mea, că am putut da răspunsul. Așa, da, dacă mi-ar cere cineva să facă egășițiu, să compare aceste două puteri, aș spune, nu cred, mi-ar trebui o foaie, mi-ar trebui ceva. În mental, așa, 2 la 32 și 3 la 23, vezi, parcă aș fi schimbat 32-23. Da. Te gândești la tot felul de șmecherii, dar nu se vede nimic. Și ce tare! Se bazează pe asta de sus. Deci asta trebuie să fie. Și ăsta este un pic mai mic, pus aici, și celălalt e un pic mai mare. Și sigur, ăsta e mai mic decât ăsta. Adică am ieșit din... Păi dacă 2 la 33... E mai mic decât 3 la 22, lucru știut. Și după ce că 3 la 22, la 32 și 3 la 23 e 100% mai mare. Vezi? Pentru că e mai mic și 2 la 33 devine... Asta-i! Am luat-o în stânga un pic, da, de acolo v-ați în dreapta. Trebuie să iau un alt exemplu. Fantastic! Eu trebuia să știu că trebuie să plec de la această comparare. Da. Da. Deci când mi se cede așa ceva, eu spun, știu că
că 2 la 33, 2 la 33, este mai mic decât 3 la 22. Știu asta. Le-am scris. Și cum asta de aici poți să spui că e mai mic decât 2 la 32 și ăsta e mai mare, hai să groșăm aici. Și cum ăsta este mai mare decât 3 la 23, gata, ăsta de aici față de ăsta de aici rămâne mai mic. Și deci rezultă, deci asta este adevăr, da? Și deci rezultă că 2 la 32 este clar, simplu, mai mic decât 3 la 23. George, aș vrea să spui cu cuvintele tale ce te-a fascinat pe tine aici la ediștul ăsta? Că ne putem da seama imediat cum să comparăm două puteri, luând un alt exemplu, care e apropiat. Așa! Deci pleci la un adevăr. Da. Dar dacă ți-ar fi cerut cineva, George, compară pe 2 la 20 cu vecinul 3 la 15. Da? 2 la 20 cu 3 la 15. 2 la 20 cu 3 la 15. Da? M-aș gândi să iau mai întâi 2 la 30 și 3 la 30. 2 la 30 și 3 la 30. Și 3 la 30. Sau 2 la 20 și 3 la 30. Nu știu, m-ar ajuta mai mult pentru că aș putea să scriu ăla ca 2 ori 10 sau 3 ori 10. Și după da, dar trebuie să te păstrezi aici foarte aproape. Deci când vii lângă ele, să te păstrezi cu... Uite cum am făcut eu mai înainte. M-am băgat între ele cu o echipă. Cu două despre care știam foarte bine. Și ăsta l-am văzut în stânga și celălalt în dreapta. Da, dacă nu 1, 2 la 21 față de 3 la 15. Dacă 2 la 21, hai să vedem care e încoace trecura, da? 2 la 21 față de 3 la 15, știi, ăsta 2 la 20 e mai mic, nu? E clar că e mai mic decât. Da, clar. Și acum asta. Dar dacă nu reușești 2, 21, aici e 3 ori 7, 15, 3 ori 5, să fie același exponent. Și atunci îmi vine în minte să strecor pe 2 la 14, care e mai mic decât de 3 la 14, care e mai mic decât 3 la 15. Deci asta e adevărată. Asta e adevărată. Adevărată. Și acum, când noi am avut între 2 la 20 și 3 la 15, asta rămâne de făcut. Dacă adevărat, dacă 3 la 14 e mai mare decât 2 la 21. Asta, 2 la 21 mai mic decât 3 la 14. Aici am mutat problema. Da. Ei, ce părere ai? 2 la 21 e mai mic decât 3 la 14? 2 la 21 mai mic decât 3 la 14. Nu crezi. Mihăiță, ce părere ai? 3 la 14 e mai mare decât, 3 la 2 la 21. 3 la 14? Sau 2 la 21 e mai mic decât 3 la 14. Uh-huh. De ce? De ce crezi tu asta? În primul rând, fac mafudată trecută, m-am uitat sus și am văzut că diferența dintre 2 la 33 și 3 la 32 este de 11. Și acolo e mai mică. Este 7, exponentul 7. Deci aici tu ai putea să zici așa, 2 la 3 totul la 7, care face 21, și din coace face 3 la a doua, totul la 7. Și gata. Baza este că 8 e mai mic decât 9. Deci, pe asta ne-am bazat noi. Era pe tablă. Și atunci, cum asta era, am ieșit. Aici am zis 2 la 20 și din coace am zis 3 la 15. Da. Deci, vezi? Inegalitatea de aur, asta e. Că 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Și pe ea o folosești, adică fie la 11, fie la 7, fie la 20, la orice altă putere. Și dacă vrei să complici exercițiul, te duci mai în exterior și faci niște exerciții foarte tare.
George, ce ți-am făcut eu acum, n-am făcut altceva decât să-ți arăt cât de frumoase inegalități putem construi la compararea unor puteri. Puteri cu baze, aceeași bază și același exponent sunt simple. Dacă n-ai baze și exponenți diferiți, când avem baze și exponenți diferiți, lucrurile se complică rău de tot. De aceea trebuie să știm niște inegalități foarte tari, adică 2 la 3 mimic, 3 la 2 și pe scheletul lor construim foarte, foarte multe. Una din ele a plecat eu acolo. Dar să știi că avem mai multe astfel de relații. Există un capitol acolo, în culegere, compararea puterilor. Te rog să te duci acolo și să vedem câteva greșiții la compararea puterilor. Și am compararea sus... puterilor? Da, da. Cu baze și exponenți diferiți. Uite, mă duc aici, partea întâi. La partea întâi, uite, sunt aici. Este vorba de culegerea asta, Clubul Matematicienilor. Și eu am să mă duc compararea puterilor numerelor naturale. Să îi dau câte două și eu am să fac pauză și să-ți dau acum să te duci dincolo, să lucrezi, intra clasa a treia, să lucrezi de la pagina 48, exercițiu 7, 8 și 11. 7, 8 și 11. Da? Te duci dincolo și oprim filmul aici, că intră echipajul celălalt în acțiune.